Tvé, bez rečí a peberu, ja pleaká sa frúne Tvé, sa ľúto živí Tvó. Ave, 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 pentru mine, Doamne, o stâncă ocrotitoare, o cetate întărită, ca să mă mântuiești. Căci Tu ești stânca mea, cetatea mea, pentru numele Tău mă vei călăuzi și mă vei hrăni. Lăudat să fie Iisus Hristos. Sfințele voastre, dragi iubiți credincioși, prezență în catedrală, dragi iubiți credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi celebrăm șansa duminică de peste an. Este un moment în care noi îl întâlnim pe Iisus, se vindecă un lepros, leprosul fiind simbolul celui păcătos. Lepra este imaginea păcatului. Iisus îndepărtează această boală, acest păcat. Astăzi, împreună cu întreaga biserică, ne îndreptăm cu gândul spre Preacurata Fecioară Maria, mama lui Iisus, care era sub cruce și care a fost Tatălui Ioan în grijă și Ioan în grijă ei. Prin acest mesaj pe care Sfântul Părinte Papa Francisc ne-l transmite în ziua mondială dedicată bolnavului, acelui ce suferă, a tuturor celor care au nevoie de ajutorul nostru. Pentru aceasta, pentru a asculta cuvintele Domnului, pentru a înțelege ce misiune are Biserica și ce misiune avem fiecare dintre noi, să-i cerem iertare lui Dumnezeu acum pentru toate păcatele, ca să celebrăm cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfânta Maria, pe Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților,
ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Sfine te vede, Sfine te pe pământul oamenilor de bună voință. Te laudăm, Te binecuvântăm, Te adorăm, Te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, Îți mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Lovoria, 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 Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne, Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care ai asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Lovoria, Lovoria, Ivinește velsimi stăvevo. Lovoria, Lovoria, Vivine,
Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfântă, Tu singură Domn, Tu singură preamănaltă, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, divine excelsimis tevo. Gloria, gloria, divine excelsimis tevo. Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu ne-ai spus că-ți faci lăcaș în inimile drepte și curate. De nefericirea să trăim pururi în arul Tău, astfel încât să binevoiești, te alocuim noi, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Leviticului. În zilele acelea, Domnul i-a vorbit lui Moise și lui Aron. Când un om va avea pe piele trupului o umflătură, o eczemă sau o pată intensă, sau va avea pe trupul său o rană ca de la lepră, să fie dus la Aron, preotul, sau la unul dintre fiii săi care sunt preoți. Leprosul în care este rana să aibă hainele sfâșiate și să umble cu capul descoperit, să-și acopere barba și să strige: impur, impur. Tot timpul cât va avea rana, va fi impur, este impur. El să locuiască singur, locuința lui să fie în afara taberii. Cuvântul Domnului. Doamne Dumnezeule, Tu ești mântuirea noastră. Doamne Dumnezeule, Tu ești mântuirea noastră. Fericit este omul căruia i s-a iertat fără de legea, căruia i s-a acoperit păcatul. Fericit este omul căruia Domnul ia în seamă greșeala și în duhul căruia nu este prefăcătorie. Doamne Dumnezeule, Tu ești mântuirea noastră. Eu Ți-am făcut cunoscut păcatul meu, nu Ți-am ascuns fără de legea mea. Am zis, voi mărturisi Domnului fără de legile mele și vinovăția păcatului meu Tu ai iertat-o. Doamne Dumnezeule, Tu ești mântuirea noastră. Bucurați-vă, dreptilor, în Domnul și veseliți-vă. Strigați de bucurie toți drepții cu inima.
Doamne, Dumnezeule, Tu ești mântuirea noastră. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, toate să le faceți spre gloria lui Dumnezeu. Să fiți fără vină înaintea iudeilor, a grecilor și a bisericii lui Dumnezeu, după cum mă străduiesc și eu să le fiu pe plac tuturor în toate, căutând nu folosul meu, ci al celor mulți ca să se mântuiască. Fiți imitatorii mei, așa cum eu sunt al lui Hristos. Cuvântul Domnului. Aleluia, 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 aleluia. Un mare profet s-a ridicat printre noi și Dumnezeu a vizitat poporul său. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. Mărire ție, Doamne! În acel timp a venit la Iisus un lepros care, rugându-l și îngenunchind, i-a spus: dacă vrei, poți să mă cureți. Lui Iisus i s-a făcut milă și, întinzând mâna, l-a atins și i-a spus: vreau, curăță-te. Și îndată lepra l-a părăsit și a fost curățat. Atunci, avertizându-l, l-a trimis afară spunându-i: vezi să nu spui nimănui nimic, dar mergi, arată-te preotului și adu pentru curățarea ta cele poruncite de Moise ca mărturie pentru ei. Însă el, ieșind, a început să proclame tuturor și să răspândească vestea, așa încât Iisus nu mai putea să intre în cetate în văzul lumii, ci stătea afară în locuri pustii. Și veneau la el de pretutindeni. Cuvântul Domnului. Laudă-ţie, Hristoase! Un mare profet s-a ridicat printre noi și Dumnezeu a vizitat poporul său. Lăudat să fie Iisus Hristos. Dragă Părinte Decan și Paro, eu asta Părinte Profesor, dragi persoane consacrate, dragi și viscredincioși, dragi credincioși care vă aflați în suferință, dragi persoane care sunteți invitați și invitate să stați alături de cei suferinți, e ziua Domnului. E ziua în care aici între noi vine din nou Iisus. Iisus care ne cunoaște, care se apropie de fiecare dintre noi și dorește să ne atingă cu iubirea sa,
cu prezența sa. Să continue acest lucru prin cea pe care El a ales-o să fie o imagine a aceleiași iubiri, a iubirii totale de sub cruce. Astăzi celebrăm pe lângă Duminica de peste an și acest moment deosebit, această datoria noastră a tuturor de a ne îndrepta spre cei bolnavi, ziua mondială a bolnavului, dar nu numai a lui, și a noastră, a tuturor. Cu gândul a ceea ce s-a petrecut și se petrece mereu la Lourdes, astăzi fiind și celebrarea amintirii apariției Maicii Domnului la Lourdes. Ca să înțelegem cât de mult Dumnezeu vrea să rămână printre noi, să ne atingă. Iar noi să aflăm alinare. Nu de mult, toate ziarele au scris, toate posturile de televiziune și radio au anunțat un caz cu totul particular, special. Sigur că am luat și noi parte la acest moment. Papa Francisc, în obișnuita lui audiență de miercuri, trecând prin mulțime, așa cum o face mereu, sigur, pe foarte mulți, adică atingându-i cu mâinile sau arătându-le iubirea lor. Deodată a observat un bolnav cu totul special și a cerut să fie oprită mașina, să coboare din ea papa mobilul, cum îi spune lumea. S-a apropiat de acel bolnav desfigurat, cu o boală cu totul particulară, nu lepră, dar aproape, și l-a îmbrățișat cu un gest cu adevărat profetic, cu un gest care trebuie să-l caracterizeze pe fiecare slujitor al lui Dumnezeu, pe fiecare creștin în parte, arătându-i acea prețuire pe care o merită un om ce poartă în sine, în inima sa, imaginea lui Dumnezeu. Nu se știe cauza unei astfel de suferințe, dar în inima sa orice bolnav și acela purta și poartă imaginea lui Dumnezeu. Papa l-a îmbrățișat, trecând peste orice fel de reținere, pentru că în fața unui astfel de bolnav e greu să te determini ca să-l îmbrățișezi, ori să-l săruți, ori să-l atingi. Și iată, papa a făcut acest lucru. Întoarcem acum la lecturile sfinte. Astăzi și în prima lectură și în Evanghelie întâlnim imaginea celui bolnav, a unui lepros sau a leproșilor. În timp ce în legea veche, când era vorba de un lepros, acesta trebuia să strige de la distanță că sunt impur sau necurat, și sigur că toți trebuia să stea la distanță ca nu cumva să se molipsească. Era de fapt o lege care prescria tocmai această grijă ca să nu se răspândească boala.
Era un fel de ocrotire a celorlalți, dar o grea suferință a celui care era lepros. Și tocmai unul ca acesta, iată în Evanghelie, unde în prima lectură era respins, un asemenea lepros, auzând că trece Iisus și știind ce a făcut și ce face Iisus, s-a apropiat de el și a spus să-l vindece. Și Iisus nu numai că i-a spus, ci l-a atins și l-a vindecat. Împotriva oricăror prescriere, el arătând că este mai presus de lege. Pentru că el a venit, de fapt, să perfecționeze legea, nu să desăvârșească. Pentru că după ce l-a atins și n-avea voie, i-a cerut după lege să se prezinte la preot ca să vadă că este vindecat. Iisus, de data aceasta, trece peste orice normă legală și își arată adevărata lui prețuire, că a venit pentru cei bolnavi, pentru cei închiși, pentru cei în suferință, pentru cei păcătoși, pentru cei desnădăjduiți, pentru cei respinși. Și ce a făcut? Nu numai că a predicat, nu numai că i-a atins, i-a vindecat sau i-a învățat, ci a făcut mai mult. A luat asupra sa toată suferința, toată povara păcatelor. A urcat pe cruce și a răstignit, răstignindu-se pe sine, oferindu-se toate aceste dureroase urmări ale păcatului, la care omul și-a dat asentimentul atunci când diavolul l-a ispitit. Lepra, așa cum știm, reprezintă și păcatul. Și Iisus a venit să ridice păcatele lumii. Cum le-a ridicat? Iată, trecând printre oameni, îmbrățișându-i, vindecându-i, arătându-le cât de mult îi iubește. Și cum am notat astăzi în Evanghelie, așa de mulți veneau la el să-l întâlnească. Iisus a venit să perfecționeze legea și să arate cât de mare este demnitatea omului ca să se treacă peste aceste aspecte exterioare și să se ajungă la sufletul omului, la inima lui, pentru că acolo să-l vindece. Dragi iubiți credincioși, Iisus a făcut un pas mare, o transformare fundamentală. A urcat el pe cruce ca să se dăruiască pentru iertarea păcatelor, a tuturor păcatelor, a noastră, a celor bolnavi, a celor cu suferință, cu lepră sau cu orice altă încercare. A făcut acest lucru din iubire față de om. Și acolo sus, de pe cruce, iată, vin de față și mama lui, Maria, și ucenicul pe care îl iubea, a lăsat un testament special, și anume, a lăsat-o pe Maria lui Ioan, în grijă, pe cea care a suferit enorm împreună cu el, zdrobindu-se inima sa de durere, i-a lăsat-o în grijă lui Ioan, ca ea apoi să poată să
întărească pe toți apostolii și pe Ioan, care reprezenta întreaga biserică, ca să rămână mai departe o imagine vie a acestei iubiri de care el a dat dovadă. Și astfel Maria, cea îndurerată, înlăcrimată, dar nu răpusă de durere, a devenit una dintre imaginile cele mai desăvârșite ale iubirii față de oameni. Și așa a rămas Maica Domnului, Maria, în toată istoria, și așa a ajuns ca, iată, să-și arate aceeași iubire ca a lui Iisus, deși n-avea niciun păcat, ea a suferit așa de mult, pentru toți oamenii în toate sanctuarele din lume și, sigur, în bisericile și în familiile noastre, Maria devenind o imagine a iubirii lui Dumnezeu, de fapt, o inimă de mamă care nu poate uita niciodată pe fiul său, mai ales pe cel încercat. Atât de ce Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, acum 26 de ani, a cerut ca lumea să se îndrepte de la Iisus spre Maria. În această zi, 11 februarie, declarând această zi o zi a celor ce suferă, a celor bolnavi, a celor desnădăjduiți, a celor încarcerați, a celor eliminați, invitând, după imaginea Mariei și exemplul său, pe toți la o asemenea atitudine. Așa a voit Sfântul Părinte Papa, Sfântul Ioan Paul al II-lea, să-i cheme pe toți ca în această zi să facă o memorie specială a acestei atitudini a omului, a noastră, față de cei de lângă noi, care stau în paturi de suferință, în spitale sau în alte multe încercări. Același lucru l-a luat Sfântul Părinte Papa Francisc, preluat, și sigur că în mesajul pe care el îl dă de fiecare dată, acum când celebrăm Ziua Mondială a celui bolnav și în suferință și a celor ce se îngrijesc de bolnavi, același lucru îl vrea Sfântul Părinte anul acesta, ca să privim cu toții spre Maria, să încredințăm ei durerile noastre, să alergăm la ea de aici sau acolo, pentru ca ea să ne arate calea, să ne mângâie, să ne încurajeze și să rămână pentru toți o mamă iubitoare, o mamă care nu poate uita de fiii săi, cum nici Iisus n-a uitat și nu uită de cei pentru care a venit. Mesajul din acest an al Sfântului Părinte are tocmai acest aspect al punerii în față a grijii pe care a avut-o Iisus. O are Preacurata Fecioară Maria, o are Iisus și o are Preacurata Fecioară Maria, și pe care trebuie să o avem noi toți, așa cum știm, pentru că am primit această mare dăruire prin Ioan. Maria i-a fost dăruită lui Ioan. Bisericii, Maria ne este dăruită nouă. Acest gând al Sfântului Părinte este exprimat în acest mesaj pe care îl puteți găsi toate mijloacele noastre de presă. Aș vrea să închei aceste câteva cuvinte ale mele cu gândul că și noi de aici putem cu adevărat să facem ceea ce a făcut Iisus și să trecem peste orice barieră, să ne apropiem de cei care suferă în spitale
cu acea prețuire pe care o merită fiecare, cu aceste fiecare o imagine a lui Dumnezeu. Și în acea imagine îl întâlnim pe Dumnezeu, atingând un bolnav, ajutându-l, îndreptându-ne spre El, rugându-ne pentru El, de fapt o facem apropiindu-ne de Iisus. Cum a făcut El și de Maica Domnului, cum ne cheamă ea. Iată ce spune Sfântul Părinte la sfârșitul mesajului său. Mariei, mamei duioșiei, vrem să-i încredințăm pe toți bolnavii în trup și în spirit, pentru ca să-i susțină în speranță. Ei îi cerem să ne ajute să fim primitori față de frații noștri bolnavi. Biserica știe că are nevoie de un ar special pentru a putea fi la înălțimea slujirii sale evanghelice de îngrijire față de cei bolnavi. De aceea, rugăciunea Maicii Domnului să ne aibă pe toți uniți într-o implorare insistentă pentru ca fiecare membru al bisericii să trăiască vocația de slujire a vieții și a sănătății cu iubire. Fecioara Maria să mijlocească pentru aceasta a 26-a zi mondială a bolnavului, să ajute persoanele bolnave să trăiască propria suferință în comunie cu Iisus și cu Maica Sfântă și să îi susține pe cei care se îngrijesc de ei. Tuturor bolnavilor, lucrătorilor sanitari și voluntari, împart din inimă binecuvântarea apostolică și apelul să trăiască ceea ce a făcut Iisus și Maica Domnului. Și să facă, în încheierea acestui final, adaug eu, gestul pe care l-a făcut Papa, nu numai o dată, de atâtea ori, în aceste momente ale sale cu întâlnirea credincioșilor, dându-ne exemplu că ce-a făcut Iisus trebuie să facem și noi. Și astfel astăzi ne rugăm cu multă încredere prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria să fim și noi capabili de a ne apropia de cei ce suferă și a-i mângâia. Amin. Și acum, fraților preiubiți, în unire cu Sfântul Părinte Papa, cu toți episcopii, preoții și cu toate persoanele ce se îndreaptă spre bolnavi, să ne exprimăm și noi credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul
este adorat și preamărit și a grăit prin proroci, cred într-una sfântă, catolică și apostolică, biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Fraților prea iubiți, știm că Iisus a venit să însănătoșească omul întreg, trup și suflet. Să-i cerem Tatălui în rugăciunea noastră să ne vindece în interiorul nostru pentru a ne face să ne dedicăm fraților noștri aflați în nevoie, implorând ajutorul și ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria de Lourdes, să ne rugăm împreună spunând: Doamne, ascultă-ne! Doamne, ascultă-ne! Pentru ca Sfânta Biserică, asemenea Domnului Iisus, să aibă grijă de cei slabi și de marginalizații societății, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca noi creștinii să aflăm în sacramentul reconcilierii eliberarea de lepra păcatului și reînnoită în Duh să dea mărturie lui Hristos Mântuitorul, să ne rugăm. Doamne, ascultă! Pentru ca milioanele de bolnavi care mai sunt și astăzi să poată găsi în organizațiile sanitare, în misionari și în voluntari, îngrijirile medicale și sprijinul moral de care au nevoie, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca tinerii angajați în asociațiile caritative să găsească în prietenia Domnului puterea necesară pentru activitatea pe care o desfășoară în beneficiul atâtor frați marginalizați, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca toți oamenii aserviți idolatriei și banului și bunăstării să experimenteze puterea eliberatoare a cuvântului Evangheliei, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca învăluiți de harul Tău ceresc, credincioșii care au adormit în Domnul să se bucure de vederea feței Tale, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Dumnezeule, Părintele nostru, primește aceste rugăciuni pe care ți le-am adresat cu inima de fii. Vindecă-ne de rănile care lovesc trupul și sufletul și eliberează-ne de tot ceea ce nu este conform voinței Tale sfinte. Așa Te rugăm prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria de Lourdes și prin Hristos Domnul nostru. Amin. Slavă nebeveci, slavă nebeveci, Mamei noastre cerevești. Slavă nebeveci, slavă nebeveci, Mamei noastre cerevești. În nebovoi și nedoreveri, noi la tine alergăm, căci la toți din belșug milă mă parți Marii vie. Slavă-ne, beveci, slavă-ne, beveci, Mamei noastre cere, beveci. Slavă-ne, beveci, slavă-ne, beveci, Mamei noastre cere, beveci. Care și ce bevele mai sărmană, din etere tovovoții tăvăvăvi, nu a fost părăsit de tine, Marie vie. Slavă ne bevele, slavă ne beci, Mamei noastre cere, bevești. Slavă nebeveci, slavă nebeci, Mamei noastre cerevești. Rugați-vă, fraților,
pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca aceste daruri sfinte să ne purifice și să ne reînnoiască și celor care împlinesc voința Ta să le dobândească răsplata veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și mi-mi cu Duhul Tău, sinimile. Devem avem la Domnul, că-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul și, Doamne Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, noi recunoaștem măreția Ta în tot ceea ce ai făcut pentru noi. Cu puterea Ta dumnezeiască ai venit în ajutorul slăbiciunii omenești, trimițându-L pe Fiul Tău ca să ia asupra Sa păcatele lumii. Prin El, care este noul Adam, ai răscumpărat omenirea de căzută și prin moartea Lui ne-ai făcut părtași ai vieții Tale nemuritoare. Prin El preamărim acum și-n veșnicie milostivirea Ta și cântăm împreună cu corurile de îngeri imnul măririi Tale. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sabaot, plivivivine este cerul, plivivivine e pământul, nemărirea lui, o slavă. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o
și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, Domnul Potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru noi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta vestim, Doamne, și învierea ta mărturisim, până că celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celui care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta, împreună cu ei prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amen. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Rămâi cu noi, Doamne, rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intri. Dar spune numai un cuvânt și se va tămădui.
Nimic,
Să ne rugăm! Tu ne-ai îndestulat, Doamne, la ospățul ceresc, de ne derugăm harul de a înseta pururi după izvorul vieții adevărate, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Încredințăm prea curată Fecioare Maria pe toți cei în suferință, ca și pe medici, pe asistenții sanitari, pe toți cei care se îngrijesc de bolnavi și sigur pe toți cei care astăzi se îndreaptă cu gândul spre lor. Spunând Îngerul Domnului, a vestit Mariei. Fără-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rădutului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, ne rugăm, Doamne, pentru că noi care am cunoscut investirea în întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să vinduși prin patima și crucea Lui la slavă vie, în aceleași Hristos, Domnul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu. Vă măriți în atenția puțin cu anunțurile. Săptămâna aceasta avem Miercurea Cenușii, zi de post și de abstinență. Sfintele liturghii vor fi ca în timpul săptămânii, dimineața la 6:30 și la 7:30 și seara la orele 18. La toate Sfintele liturghii se va impune celor prezenți cenușa în semn de acceptare a invitației la pocăință pe care timpul postului mare ne adresează tuturor. Este zi de post, așadar, doar o singură dată pe zi putem să ne hrănim până la săturare și abstinență, adică evităm să consumăm preparate din carne. Pe parcursul timpului postului mare, abstinența este obligatorie în fiecare zi de vineri. Începem așadar timpul sfânt al postului mare, timp special de convertire, de rugăciune și de fapte bune, timp menit să ne pregătească sufletele pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului. În zilele de miercuri, vineri și duminică, înainte de liturghia de seară, se va celebra calea Sfintei Cruci. La liturghiile de seară, din zilele de miercuri și vineri, vor fi predici tematice. Predicatorul de anul acesta este Părintele Pius Petru Iancu, profesor și formator la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași. Părintele ne va vorbi despre chemarea lui Dumnezeu la existență și la mântuire și răspunsul omului. În timpul postului mare, adorația euharistică se va celebra în zilele de joi, înainte de liturghia de seară.
În perioada 14 februarie, 25 martie, are loc campania 40 de zile pentru viață, cea mai mare mișcare de apărare a vieții din lume. Constă în veghe și rugăciune în stradă pentru a sensibiliza persoanele în ceea ce privește drama avortului. În fiecare zi din această perioadă, în intervalul 7-19, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, lângă Cub, persoane din diferite confesiuni se vor ruga pentru apărarea vieții. Sigur, oricine se poate alătura și poate sprijini această inițiativă. Vă dorim tuturor o duminică binecuvântată și de asemenea un timp al postului mare binecuvântat și plin de roadele spirituale necesare. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este numele Domnului care a făcut cerul și pământul. Prin mijlocirea preacurată Fecioare Maria să vă binecuvânteze pe voia totputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Tu ce sfânt ești și spre noi privești, Doboce, Ave Maria, Mama iubita, veșnic slăvită, roagă-te, Mama, you, baby,